Duminică după amiaza, Casa de Cultura Sindicatelor din Zalău a fost învăluită într-o atmosferă magică. Zeci de zâne și zânuțe au urcat pe scenă înspre încântarea publicului prezent la eveniment, arătându-și solidaritatea față de o familie greu încercată. Deschideți poarta sufletului meu! Călăuziți-mă spre regatul eternei fericiri! Spectacolul omagial organizat de grupul de reconstituire istorică Nimfele Dace, cu prilejul sărbătoririi a 11 ani de activitate artistică, a adus pe scena Casei de Cultura Sindicatelor ritualuri și dansuri antice, precum și o paradă de modă la care au fost prezentate veșminte și tunici romane. Totodată, publicul prezent a avut șansa să admire instrumente muzicale străvechi. Atmosfera de poveste a fost completată de evoluția tenorului Sergiu Chirilă și a grupului Vox Dacorum. În cadrul evenimentului, membrii care au făcut parte din grupul Nimfele Dace în decursul timpului au primit diplome și premii. Un moment încărcat cu emoție a fost venirea pe scenă a celor doi copii, Cătălin și Cătălina, a căror mamă este grav bolnavă. Zânele sunt cunoscute de toată lumea ca fiind ființe bune. După cum am spus, sunt recunoscute pentru bunătatea lor și astăzi vin în ajutorul unei familii greu încercate de soartă. Este vorba despre familia Arghișan din Zimbor, care trece prin mari greutăți. Cei patru membri ai familiei nu dispun de resurse financiare, iar mama suferă de o boală cruntă. A fost diagnosticată cu neoplasm, hepatită cronică și malnutriție. Mama, Liliana, nu se poate ridica din pat. Și cine credeți că face toate treburile casei? Cătălina și Cătălin, cei doi copilași ai familiei. Cătălina, fetița, spală toate hainele cu mâna, cu apă adusă din vecini. Îi pregătește de mâncare mamei, tatălui și frățiorului ei, pentru că mama, recent externată de la Cluj, din spital, nu se poate ridica din pat. Este încă sub tratament. De asemenea, Cătălin este foarte curajos și își ajută tatăl, mama și pe surioara lui. Astăzi, Cătălina și Cătălin sunt în sală și invităm aici pe scenă alături de noi. Oare unde sunteți? Cătălina, Cătălin! Frumoșilor, tu ești Cătălin, așa-i? Și tu ești Cătălina. Uite ce copii frumoși are mămica Liliana. Ei luptă acum pentru viața celei care le-a dat viață. Sunt foarte curajoși, sunt foarte conștiincioși, merg la școală, le place să învețe și sunt foarte, foarte harnici. Cătălina, Cătălin, toți oamenii prezenți în sală, astăzi, devin prietenii voștri. Ce ziceți? Uite ce familie mare o să aveți începând de azi. Îi salutați pe toți, așa-i? Da. Nimfele Dace a debutat cu un proiect educativ formativ. Obiectul acestuia este implicarea activă în viața comunității, a copiilor și a tinerilor, prin asumarea unor roluri care țin de identitatea națională.